Bună seara, pace. Aș vrea să ne ridicăm să citim un fragment din Scripturi, fragment deja anunțat data trecută. Este vorba de Ioan, capitolul 9, Evanghelia Apostolului Ioan, capitolul 9, de la versetul 1 până la versetul 12 vom citi în această după-amiază. Aș vrea să vă supun atenției întreg capitolul, dacă aveți scripturile la dumneavoastră, să păstrați scripturile deschise. Dacă nu, vă rog să revizitați capitolul acasă. Este important să-l înțelegem în context, acest pasaj citit, și apoi în contextul pasajelor învecinate. De asta ar fi indicat să păstrăm scripturile deschise. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrurile celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta. Și i-a zis: du-te și te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimes. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cercetori ziceau: nu este acela cel ce se dea și cerșea? Unii ziceau: el este. Alții ziceau: nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: eu sunt. Deci au zis: cum de ți s-au deschis ochii? El a răspuns: omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: du-te, te scaldă-te în scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: nu știu. Amin, cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu prin rugăciune peste această seară. Și aș vrea să-l rog pe fratele Beniamin Fărăgău să ne conducă în rugăciune de cerere pentru deslușire clară din partea lui Dumnezeu în următoarele momente. Să ne rugăm. Doamne, binecuvântăm numele Tău, că ai dezbrăcat slava și ai venit să umbli printre noi, plin de har și de adevăr, să te atingi de sufletele noastre oarbe, să ne ajuți să ne căpătăm vederea și, indiferent care ar fi starea trupurilor noastre, să știm că suntem împăcați cu cerul. Doamne, cine altcineva putea să facă lucrul acesta decât Tu, Creatorul nostru, Tu, Mântuitorul nostru? De aceea binecuvântăm numele Tău și în seara aceasta și te rugăm, fă în continuare minunea. Atinge-te, Doamne, de ochii noștri sufletește în primul rând. Dacă dorești, poți să o faci de ochii noștri trupești. Și binecuvântăm prezența Ta în mijlocul nostru. Nădăjduim, Doamne, că cel puțin doi sau trei sunt adunați în numele Tău, să Te cunoască mai mult, pentru că știm că viața veșnică este aceasta, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis Tu. Amin. Amin, vă rog să luați loc. Astăzi vom face tocmai invers față de celelalte sesiuni. Când am lăsat decorul la sfârșit, o să mă grăbesc să deslușim împreună decorul. Ar fi fost interesant ca băieții de la cameră să-și fi pornit camerele cam 20 de minute înainte de venirea dumneavoastră aici, să fi filmat reacțiile fiecăruia care intră la vederea decorului. Foarte interesant, mai ales din partea bărbaților. Eu n-am văzut până acum decorul, recunosc că domnișoara de aici este puțin cam dezbrăcată pentru gusturile unora, dar este moartă, vă asigur. Mi-a adus aminte această vedere de Patericul Egiptean. În Patericul Egiptean se spune că acei călugări tineri care încă mai pofteau, când murea câte o frumusețe locală ca să le stingă poftele, după oarece săptămâni se duceau, dezgropau cadavru, puneau niște prosoape pe cadavru, se întorceau cu prosoapele urât mirositoare și spuneau: uite, asta s-a ales de frumusețea ei.
Deci aș vrea să nu vă îngrijorați, sunt destul de mare ca să acopăr pentru cei care sunt mai potignitori. Sunt sigur că filmându-se tot ce se întâmplă seara asta, unii vor zice ce urăciune pustiri în locul preasfânt. Încercați, vă rog, să treceți, să înrăbdați cei care sunteți drept credincioși și să facem acest lucru pentru prietenii noștri care sunt în seara aceasta aici și au întrebări cu adevărat serioase vis-a-vis de credință. Machetele acestea de televizor mi-au adus aminte de Diamant 253. Asta a fost primul televizor pe care l-am avut în casă cu preț foarte mare de rată din partea mamei. Și uitându-mă la machetele astea mi-au pornit tot felul de nostalgie, dar și o grămadă de bucurie. Eu fac parte din generația decrețeilor. Generația decrețeilor a fost binecuvântată în următorul fel, cel puțin în trei feluri. Odată ne-au lipsit televizoarele, erau numai două ore de program la vei la ce să te uiți, era din când în când gala desenului animat. Pentru asta mă luptam cu sormea pe cheie, mama închidea așa și noi căutam cheia și căutam Diamant 253, acolo am văzut gala desenului animat. Apoi n-am avut Facebook. Zilele acestea m-am gândit câte lucruri am câștigat în tinerețe pentru că n-am avut Facebook și al treilea lucru am crescut toate vacanțele la țară și am fost la păscut cu oi, după aceea am suferit un upgrade la capre și după aceea un alt update la vaca, vaca Zambii care m-a și târâit prin păpușoi o grămadă. A fost foarte fascinant să avem aceste întâlniri cu vizualul foarte întrerupte și extrem de rare. De o vreme încoace, omul cu televizor în cap sau omul cu televizorul cap este o temă recurentă în arta contemporană și semnifică foarte multe lucruri. Unul dintre aspectele pe care vreau să le subliniez pornind de la acest decor este ceva care cred că ne afectează pe absolut toți, un tip de orbire, orbirea noastră cea de toate zilele, căreia îi cădem victimă inclusiv cei care ne considerăm luminați. Și în seara aceasta, probabil veți aștepta să fie din nou o seară apologetică de chemare și apărarea credinței, dar aș vrea să insist puțin și asupra orbirilor pe care le avem noi credincioșii. Și mai ales asupra unor lucruri de care mi-este rușine, ca și creștin, mi-este rușine când văd discuții între noi creștini și cei care se consideră atei. Ce tristă este gluma asta! Cum, nu e adevărat? Dar a apărut la televizor. Au spus-o ziarele. Am primit eu într-un e-mail din ala cu mai mulți destinatari și a ajuns și la mine. Sau domnul Andrei Pleșu avea un articol, se intitulează un grup de cercetători. Un grup de cercetători de la o universitate fără nume, de undeva în Noua Zeelandă sau Australia, descoperă că vinul este bun. Un alt grup de cercetători descoperă că vinul nu este bun. Alt grup de cercetători ajunge la concluzia că cafeaua este foarte bună pentru ficat. Alt grup de cercetători descoperă că cafeaua este complet nocivă și așa mai departe. Suntem probabil, și nu cred că exagerez, cea mai informată generație din istorie. Nu cred că în istoria lumii a trăit, inclusiv cei care s-au învârtit pe lângă biblioteca din Alexandria, nu cred că a trăit vreo generație mai informată, dar atât de deformată ca generația noastră. Grecii antici erau interesați de epistemologie, cum anume să cuprindă informația și să o stăpânească. Realmente, verbul de la care vine cuvântul episteme, epistemologie, înseamnă a încăleca, a sta, a stăpâni. Să stai călare pe adevăr, să stăpânești adevărul, să înrobești adevărul. Noi suntem foarte obsedați de informație, nu neapărat de modalitatea în care înțelegem lucrurile. De aceea aș vrea să îmi cer răbdarea voastră pentru a citi un text absolut genial, un text care ne-a programat cultura. Norbert Whitehead spunea prin 1900 și ceva, cultura europeană nu reprezintă nimic altceva decât o serie de notițe de subsol la opera lui Platon. Bineînțeles, este o hiperbolă, dar veți descoperi cât de mult adevăr este în momentul când citesc ceea ce este pomenit. Știu că sunt retori care, cum spunea un alt eseist, în momentul când sunt în conferințe, citează, pronunță nume ca Aristotel, Platon, fără să-i fi vizitat în viața lor, nici măcar în traducere. Aș vrea să insist în seara aceasta să vă cer răbdarea pentru două pagini. Și să citesc un text celebru
și predat în orice școală de filozofie, un text care cred că ar trebui citit de oricine este interesat de infrastructura culturii europene. Și anume, Republica lui Platon, capitolul 7, 514a până la 520a, este metafora peșterii. Știu că unii dintre dumneavoastră ați făcut-o la filozofie în clasa 12, dar în rezumat, aș vrea să citim textul așa cum este. Este, vă promit, pentru cei interesați va fi fascinant, pentru ceilalți încercați să vă consultați poșta pe telefoanele mobile în următorul moment. Aș vrea să vedem din acest text ce intuiție adevărului a avut acest, o să ziceți, dacă tot, măcar mergem până la capăt, dacă tot a apărut domnișoara asta aici, citim și textul unui homosexual, ca Platon acum în biserică. Da? Socrate. Asemuiește firea noastră în privința educației și a lipsei de educație cu următoarea întâmplare. Iată mai mulți oameni aflați într-o încăpere subpământeană, ca într-o peșteră, al cărui drum spre intrare dă spre lumină, drum lung față de lungimea întregului peșterii. În această încăpere ei se găsesc încă din copilărie cu picioarele și grumazurile legate, astfel încât trebuie să stea locului și să privească într-o singură direcție, fără să-și poată roti capetele din pricina legăturilor. Lumina vine de sus și de departe, de la un foc aprins înapoi a lor, iar între foc și oamenii legați este un drum așezat mai sus, de-a lungul căruia, iată, e zidit un mic perete, așa cum este, să zicem, paravanul scamatorilor pus înaintea celor ce privesc, deasupra căruia își arată ei scamatoriile. Glaucon, văd. Mai încearcă să vezi că de-a lungul acestui perete niște oameni poartă felurite obiecte care depășesc în înălțime zidul, mai poartă și statui de oameni și alte făpturi de piatră și de lemn lucrate în chipul cel mai divers, iar dintre cei ce le poartă, unii scot sunete, alții păstrează tăcerea. Ciudată imagine și ciudat sunt oamenii legați, spune Glaucon. Sunt asemănători nouă, spune Socrate, căci crezi că astfel de oameni au văzut atât ei înșiși cât și ceilalți altceva decât umbrele care cad aruncate de foc pe zidul dinaintea lor? Cum ar putea vedea altceva dacă întreaga viață sunt siliți să-și țină capetele mișcate, întreabă Glaucon. Iar dacă ar fi fost în stare să stea de vorbă unii cu alții, nu crezi că ar socoti că, numind aceste umbre pe care le văd, ei numesc însăși realitatea? Absolut necesar. Și ce ar face dacă zidul dinainte al închisorii ar avea ecou? Când vreunul dintre cei ce trec ar emite vreun sunet, crezi că ei ar socoti emisiunea sunetului fiind altceva în afara umbrei ce le trece dinainte? Pe Zeus, nu cred. În general, deci, asemenea oameni nu ar putea lua drept adevăr decât umbrele lucrurilor. E cu tot obligatoriu, spuse Glaucon. Privește acum, dragul meu, în ce fel ar putea fi dezlegarea lor din lanțuri și vindecarea lor de lipsa de minte? Atunci când vreunul dintre ei s-ar pomeni dezlegat și silit deodată să se ridice, să-și rotească grumazul, să umble și să privească spre lumină. Făcând el toate acestea, ar resimți tot felul de dureri, dar din pricina strălucirii focului n-ar putea privi direct acele obiecte, ale căror umbre le văzuse mai înainte. Ce crezi că ar zice dacă cineva i-ar spune că ceea ce văzuse până acum nu erau decât deșertăciuni? Dar de acum încolo se află mai aproape de ceea ce este cu adevărat și că, întors spre ceea ce este, vede mai conform cu adevărul. În plus, dacă arătându-i fiecare din obiectele purtate, l-ar sili prin întrebări să răspunde ce anume este lucrul respectiv, nu crezi că el s-ar putea afla în încurcătură și că ar putea socoti că cele văzute mai înainte erau cu adevărat numai dacă erau proiectate pe perete? Ba da. Dar dacă l-ar sili să privească spre lumina însăși, nu crezi că l-ar durea ochii? Și că ar da fuga îndărât întorcându-se spre aceleași lucruri pe care poate să le vadă și le-ar socoti pe acestea în fapt mai sigure decât cele arătate în lumină cu adevărat. Chiar așa. Dar dacă cineva l-ar smurge cu forța din locuința aceasta, ducându-l pe suiși greu și pieptiști, nedându-i drumul până nu l-ar fi tras în lumina soarelui, oare n-ar suferi și nu s-ar mânia că e tras? Iar când ar ieși la soare, nu i s-ar umple ochii de strălucire, astfel încât nu ar putea vedea nimic din lucrurile socotite acum adevărate, nu ar putea să le vadă cel puțin pentru moment, din pricina strălucirii soarelui. Cred că ar avea nevoie de obișnuință, dar dacă ar fi el să vadă lumea de sus, iar mai întâi ar vedea mai ales neumbrele, după aia oglindirile oamenilor și ale lucrurilor, apoi în sfârșit lucrurile în sine așa cum sunt, în continuare ar fi mai ușor să privească în timpul nopții care e pe cer, cerul însuși, privind lumina stelelor, a lunii, soarele și chiar lumina zilei. Cum de nu?
în sfârșit ar privi soarele. Nu în apă, nici în reflexiile sale, în vreun loc străin, ci l-ar putea vedea și contempla așa cum este. Absolut necesar. După aceasta ar cugeta în legătură cu soarele, cum că aceasta determină anotimpurile și anii, cum că el cărmuiește totul în lumea vizibilă, fiind într-adevăr răspunzător și pentru imaginea acelea văzute de ei în peșteră. E clar că aici ar ajunge după ce va fi străbătut toate celelalte etape de iluminare. Atunci nu crezi că dacă omul acela și-ar aminti de prima sa locuință, de înțelepciunea falsă de acolo, ca și depărtașii săi de lanțuri și el s-ar socoti pe sine fericit de pe urma schimbării, iar de ceilalți ar fi milă? Cu totul. Mai aveți răbdare doar o jumătate de pagină. Fascinant sfârșitul. Mai gândește și la următorul aspect. Dacă acel om coborând s-ar așeza iarăși în același loc de unde a plecat, oare nu ar avea ochii plini de întunecime sosind deodată din lumea aceea însorită? Ba da. Și dacă el ar trebui din nou, ca interpretând umbrile acelea, să se ia la întrecere cu oamenii ce au rămas întotdeauna legați, și dacă ar trebui să facă chiar în clipa când nu vede bine, înainte de a-și obișnui ochii, să le explice cum e lumea din afară, acest timp de reobișnuire nu i-ar fi cu totul scurt? Oare nu ar da el prilej de râs din partea celorlalți legați? Și nu ar spune despre el după ce s-a urcat că a venit cu vederea coruptă și că deci nu merită să încerce a te sui nici când acolo? Iar pe cel ce încearcă să-i dezlege și să-i conducă pe un drum în sus, în caz că i-ar putea să pună mâinile pe el să-l ucidă, oare nu l-ar ucide? Știți cu cât este scris asta înainte de răstignirea Domnului Iisus Hristos? 400 ceva de ani. Genială intuiție. Adevărul mai larg al lui Dumnezeu cuprinde, da, și opera lui Platon și a lui Aristotel. Iată, dragă Glaucon, imaginea care trebuie în întregime pusă în legătură cu cele spuse mai înainte. Lumina focului din ea, ca și puterea soarelui. Iar dacă ai socoti urcușul și contemplarea lumii de sus, ca reprezentând suișul sufletului către locul inteligibilului, ai înțelege bine ceea ce nădăjduiam să-ți spun, de vreme ce așa ceva ai dori să asculți, dar că nădejdea aceasta e îndreptățită. Dragii mei, acest text ne-a structurat cam tot ceea ce avem acum ca și coloană vertebrală a filozofiei europene. Fără să ne dăm seama, majoritatea dintre noi am mâncat uns pe pâine Platon și Aristotel, fără să știm că este luat de acolo, și asupra acestui lucru vă pot demonstra altă dată. Dar s-a întâmplat ceva de ceva vreme încoace, de aproximativ 20 de ani încoace. Mai pune cineva întrebarea lui Pilat, ce este adevărul? Televiziunile exploatează mila și sentimentele. Pentru prima dată după ani de zile am fost curios, după accidentul aviatic din urmă cu câteva săptămâni, am fost curios să văd cum mai arată un talk show astăzi. Dragii mei, am fost absolut oripilat să văd țațe cu cravată și fără, discutând ca la o șezătoare, lucruri care sunt cu totul inexacte și pentru un amator de aviație ca mine, un parapantist oarecare, amator, lucrurile debitate mi se păreau absolut ridicole din perspectiva informației pure. Credeți că va fi cineva interesat de ancheta finală? Credeți că după ce vor ieși toate actele se vor mai discuta pe posturi și se vor mai face talk show-ul? Mă îndoiesc. Îi vom îngropa și pe Aura Ion și pe Pilot sub acest maldăr de opinii. Dragii mei, cred că asistăm la o, le spuneam studenților, wikipedizare a întregii vieți. Avem informații, majoritatea dintre noi false, și recunosc, eu însumi mi-am căzut victimă de câte ori unor așa zise descoperiri științifice. Haideți să privim din altă perspectivă. Mă duc cu soția la medic în urmă cu câțiva ani și ca să vedeți că fiecare dintre noi avem o oarecare orbire, intrăm în cabinet, medicul mă ia deoparte și îmi spune, după 30 de minute de discuții și de să uită pe analize, soția dumneavoastră este suspectă de cancer. Și eu atunci ar fi trebuit să mă uit în ochii lui și să spun, domnul doctor, dumneavoastră glumiți, o cunoașteți pe soția mea de 30 de minute și spuneți, faceți niște afirmații despre ea. Eu o cunosc de 30 de ani și știu fiecare lanuliță de pe corp. Cum puteți să spuneți așa ceva? Întrebarea mea este, cine este orbul cu adevărat aici? Din punctul lui de vedere, eu sunt orb. Din punctul meu de vedere, el nu o cunoaște. Cine o cunoaște pe soția mea cu adevărat? El dintr-o perspectivă, eu dintr-o altă perspectivă
Și aș vrea să lansez o a treia perspectivă acum. Există cineva deasupra noastră, a mea și a medicului, care o cunoaște pe soția mea mai bine decât cunoaște medicul și decât o cunosc eu. Presupun existența unei asemenea persoane. Suverane, cu totul bună, care stăpânește toate celulele noastre din corp, care ne știe în relație, ne știe sentimentele, frământările și care ne numără firele de păr din cap. Pentru mine, din ce în ce mai puține, cu zi ce trece. Același lucru se întâmplă în biserică, din păcate. De aceea este din ce în ce mai greu uneori să asist la unele slujbe de închinare în care ne adunăm la oaltă în căutarea adevărului. Sunt absolut enervat când biserica, stâlpul și temelia adevărului, se îndreaptă spre senzualism. Sfânta pipăială, sfânta auzeală, sfânta bâșbâială. Parcă ca și niște orbi. Ne închidem intenționat ochii și spunem, frate, Biblia, desparte, doctrina, desparte, ce atâta adevăr, aveți pretenția că dețineți adevărul, să trăim, să experimentăm, să avem contactul personal cu Dumnezeirea, mirele nostru, Domnul Iisus Hristos, El ni se descoperă personal. Și sfârșim printr-un fel de pupat, îmbrățișat piața independenței în care suntem cu toții una, dar nu în jurul adevărului. Sunt mai întristat și iritat deopotrivă de argumentările cinice ale necredincioșilor care invocă argumente precum Inchiziția și Giordano Bruno în sprijinul faptului că Dumnezeu nu există. Ce are Giordano Bruno și Inchiziția cu faptul că Dumnezeu nu există? Precum sunt la fel de iritat de filmulețe absolut stupide cu false dovezi științifice care apără credința. Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați văzut, nu e adevărat pentru că s-a arătat pe YouTube, ați văzut argumente, poate nu asta, dar argumente în genul ăsta. S-au descoperit schelete de uriași, poze, și s-au excavat, poze, și vedeți că există uriașii și deci geneza e adevărată. Dragii mei, este un fake, ăsta este adevărul, trist. Dar eu, ca slujitor al adevărului, să invoc astfel de argumente, fără a cerceta, fără a fi destul de curios și a mă lăsa lenevii intelectuale și spunând, da, este adevărat, hai să ne sprijinim credința cu aceste lucruri și să le dăm peste nas odată ateilor ăștia iraționali care nu țin seama de ultimele descoperiri ale științei. Este ipocrizie și este o altfel de orbire spirituală. Vedeți cum noi, deopotrivă, putem să ne lăsăm pe baza retoricii și ignoranței și al nevirii intelectuale și de aceea cădem de obicei într-un dialog al suzilor sau într-un dialog al orbilor. Am campat fiecare în propriile noastre paradigme, fiecare avem argument, suntem informați cu toții, mai rațional sau nu, ei au cranii care sunt datate cu carbon și ne spun că venim dintr-un alt mamifer, noi avem descoperită, uite, tocmai s-a găsit corabia lui Noe, deci delușorul ăla care are o formă de corabie, sigur este corabia lui Noe. Așteptăm să topească gheața de la poli ca să mai descoperim alte lucruri în favoarea credinței. Dragii mei, credința nu se naște din articole și filmulețe. Nu veți putea convinge niciodată pe nimeni cu un filmuleț de pe YouTube, nici cu argumente de gen National Geographic, nici prin ridiculizări reciproce, nici prin ironizări reciproce. Tipul acesta de argument în care răspândim pe Facebook glumițe în care ateul este ridiculizat de o fetiță de 7 ani care știe mai multe decât el în aparență, toate acestea nu fac decât rău dialogului cu o persoană care vrea să încerce să găsească adevărul. Iată, dar mai este cineva interesat de adevăr? Aș vrea să privim istoria din această seară, din 3 perspective. Odată, să ne uităm la domeniul experiențial, empiric, ce s-a întâmplat de fapt, apoi la domeniul social și apoi la domeniul dialogului, la întâlnirea cu persoana. Aș vrea să vă readuc aminte de celelalte întâlniri. Suntem la 5-a sesiune, ne-am întâlnit cu Nicodim și atunci am văzut cum crede un intelectual. Absolut surprinzător. Te-ai fi așteptat ca Domnul Iisus să intre într-un dialog cu argumente,
să pornească o dezbatere, mai ales că erau cele două școli acolo, școala lui Nicodim și școala lui Iisus. Și ce face Domnul Iisus? Povestește povești ca la prunci. Îl ia cu povestea lui și îl trece într-o meta-poveste, povestea poporului Israel. Îi spune o poveste despre șarpe și venin și spune: dragul meu, în fața ta nu stă un rabin mai tânăr, în fața ta nu stă un tinerel de 30 de ani, în fața ta stă cel care va fi ridicat precum șarpele din pustie. Și fără vreo explicație herpetologică, biologică, chimică, metalurgică, psihologică, fără o posibilitate de a crea o relație cauză-efect, carnea intrată deja în putrefacție, se vindecă doar dacă ai ridicat o tablă într-un par. Știi cum este credința, Nicodim? Să te uiți la tabla aia într-un par și să spui: asta mă vindecă, și te vindeci. Nu există explicație științifică pentru asta. Samariteanca, pe de altă parte, vine știind cine este. Domnul nu mai cheamă într-o altă poveste. Discută cu ea teologie, n-a discutat cu Nicodim, îi povestește despre închinare și intră în micropovestea ei. Dacă pe Nicodim îl cheamă într-o macropoveste cu samariteanca, intră în inima ei. Ai avut atâtea dezamăgiri, ai avut atâtea istorii. Și se întâlnește pentru prima dată cu cineva, în termenii noștri, care nu-i mai dă unfriend. Este marginalizată de toată lumea. Și vedeți, putem privi Evanghelia după Ioan și prin perspectiva asta marginalizării. Nicodim fusese marginalizat, dacă vă aduceți aminte, istoria lui, pentru că purta numele greșit. Și a făcut tot posibilul să facă performanță și să se ridice, să fie rabin, și a ajuns. Și când s-a ajuns și el, și când a reușit, acel... Iertați-mă cei de etnie, dar nu pot să găsesc altă asemănare. Cum vă spuneam și atunci, este primul ungur care face parte din România Mare și nu vrea să fie deconspirat. Și Iisus îl prinde și spune: și care este numele tău adevărat? Nume de grec? Te-am prins, dragul meu. Hai să dezvăluim istoria și hai să te vindecăm de acolo. Samariteanca merge din nou în inima ei și vedem o operație pe cor deschis și cum Domnul a transformat disprețul de sine în acceptare, ura a transformat în dragoste, în josirea, în respect. Și cea marginalizată de toată lumea, samariteanca, vine spre cetate și culmea, ce răsturnare ironică de situație, ucenicii din școala de teologie, cei care veneau și învățau cu cel mai mare teolog al tuturor timpurilor, însuși Iisus Hristos, misionari de misionari, vin cu sarsanalele pline, fără niciun om după ei. Și se duce stricata și vine cu o cetate întreagă după ea. Domnul Iisus se uită, asta e hrana pe care o doresc. Asta are prietenii cei adevărați. Aștia sunt cei care îmi fac plăcere sufletului meu. Și dintr-o dată marginalizată, nu mai este marginalizată. Slăbănogul, marginalizat pentru 38 de ani. Tot timpul s-a uitat peste gard și se vedeau turele aurite ale templului. Ar fi vrut tot timpul să fie acolo, dar nu putea. Era porunca lui David, din vremea lui David. Slăbănogul, ciungul, să nu intre în poporul lui Dumnezeu. Așteaptă îngerul să tulbure apa. Și vine adevăratul înger, vine adevăratul vestitor al lui Dumnezeu. Și trece și tulbură viața lui cu o întrebare. În 38 de ani, atât te-ai obișnuit să stai aici, încât te-ai obișnuit cu mirosul de pansament, știi cine e de gardă, știi cine este, când este mai bine și se pot uita toți bolnavii la televizor, a început să-ți placă, nu-i așa? Ca pușcăriașului care îi place în pușcărie. Mai vrei să te faci sănătos? Și fără răspuns, dar din sufletul lui izbucnește ca o lavă răspunsul: mai vreau și pentru un singur lucru. Vedeți? V-am propus o altă interpretare data trecută. Slăbănogul care a ratat al credinței. Slăbănogul care, după ce se ridică, trage fuga și se duce la templu, acolo unde a vrut să fie. Și vindecatul devine delator și îl spune pe Iisus. Domnul Iisus îl avertizează: du-te să nu păcătuiești ca să nu se întâmple ceva mai rău. Știți care era cel mai rău care îi se putea întâmpla? Că nu l-a văzut pe Iisus, adevăratul înger. Nu l-a recunoscut. Doar ca un taumatur care l-a făcut bine. Nu l-a cunoscut personal. De aceea spuneam data trecută că vindecările n-au rost. Vindecații lui Hristos n-au murit ca martiri.
Vindecările, toate chestiile astea senzaționale par să nu lucreze, par să nu funcționeze. Domnul face semne, minuni și parcă acești vindecați dispar ca să vină cei care au intrat într-un dialog personal, ochi în ochi cu Iisus. Astăzi avem de-a face cu un alt vindecat și dacă puneți cele două portrete, samariteanca și Nicodim, în paralel, veți vedea că ele merg oarecum în paralel prin câteva elemente de comparație. Dacă punem slăbănogul și cu orbul în paralel, și ei merg în paralel, aproape ca două șine de tren. Pe amândoi îi selectează Domnul, fiecare dintre ei sunt marginalizați într-un fel sau altul de cei din jurul lor, sunt vindecați într-un mod atipic fiecare, nu mai sunt vindecați alții în jurul slăbănogului și orbul acesta este vindecat într-un fel absolut aiuritor, vom vedea imediat. Și ne uităm că fiecare dintre ei merge cumva și are o confruntare publică, finală, în templu cu farisei și cărturari. Mai este ceva care aș vrea să observați la toate celelalte trei istorii, cu asta a patra, și anume că este o logică acvatică și fotonică în toate cele patru istorii. Dacă vă uitați la Nicodim, lui Nicodim îi se spune, Nicodim, te-ai născut doar din apă. N-ajunge, trebuie să te naști din apă și din Duh. Nicodim, tu nu vrei să vii la lumină, ca ceilalți, pentru că faptele voastre sunt rele, nu vreți să veniți la lumină. Vedem tot aceeași logică a apei și a luminii în povestea cu samariteanca. Samariteanca vine în miezul zilei, dar nu din pricini pe care le bănuim noi, ci tocmai pentru că era rușine. Pe nămiez, în Orient, se stătea în casă. Numai cei care erau marginalizați, leproșii, necurații, puteau ieși atunci, în miezul zilei. Samariteanca, una ca samariteanca, iese în miezul zilei, dar de fapt este în plin întuneric. Iese ca să caute apă. Și găsește apa cea vie. Slăbănogul stă lângă o apă. Așteaptă să se tulbure apa și să vindece. Este vindecat în sărbătoarea în care s-aprind luminile, în ziua sabatului. Orbul este în întuneric. Este uns cu apă pe față și este trimis la o scăldătoare. Apa și lumina par să meargă și le putem urmări de-a lungul Evangheliei după Ioan într-o simbolistică interesantă și vă invit și data viitoare să ne uităm la aceste lucruri. Iisus îl selectează pe acest orb din naștere și în dumnezeirea lui, în preștiința lui și în programul pe care îl are, se duce la acest orb, se apropie de el și așteaptă întrebarea ucenicilor. Foarte interesant cum Domnul se apropie de noi, după criterii care ne scapă. Unul din lucrurile pe care le găsesc fascinante în acest text este că Biblia, cum spunea un teolog pe care l-am ascultat recent, Biblia nu ocolește niciun fel de domeniu care ne creează nouă rușine, întrebări dificile. Știți care este una dintre cele mai dificile întrebări pe care le-am primit? Sora mea m-a sunat și mi-a spus în urmă cu 3 ani aproape, Marius, am făcut tot ce trebuie. L-am slujit pe Domnul cum este mai bine. Am făcut totul, zicem noi, corect. Ne-am păstrat curați și sfinți. Am slujit și la biserică și Radu a muncit pe gratis la biserică. Am căutat să-L slujim pe Domnul cântând în orchestră, făcând toate lucrurile. Spune-mi și mie de ce. De ce fetița noastră, pe care am așteptat-o atât, pierdus-o răsar și înainte, are sindromul Down. Și nu orice fel de sindrom Down. Un sindrom Down complicat cu sindromul West și cei care știți ce înseamnă aceasta, este sindromul Down înmulțit de câteva ori și ridicat la puterea 3-a. Dragii mei, mă vor înțelege părinții care au copii bolnavi. Și ce înseamnă un copil bolnav? Când plimbarea din parc se transformă în alergat pe holurile spitalului, când toți ceilalți părinți își leagă în copiii normali și invidiezi că al tău e slab, că al tău nu poate merge, că al tău nu mănâncă, că al tău are tuburi peste tot, când spune Scriptura orb din naștere, se deschide într-un evantai o mulțime de frustrare, de durere, de lacrimi. Mama aceea când și-a alăptat copilul, căruia îi lipseau globii oculari, s-a gândit tot timpul, cum o să-l scot în public? Toată lumea o să tragă concluziile prietenilor lui Iov. Aha, știm noi.
Știm noi. Deci, pentru că ei au păcătuit, sau cine știe, bunică s-o poate. Pentru că ei au păcătuit, uite ce le s-a întâmplat. Nu asta este întrebarea ucenicilor. Doamne, nu pot fi decât două scenarii. Ăsta a păcătuit. Și aici unii dintre dumneavoastră râdeți de logica slabă a ucenicilor. Cum putea să fi păcătuit dacă s-a născut orb din naștere? Cine a păcătuit, el sau părinții lui? Nu avem timp să detaliem acum, dar nu-i chiar prostească întrebarea din perspectiva învățăturii pe care ei o aveau. Cine au păcătuit? Părinții lui. Câtă tristețe, câtă frustrare. Acest copil niciodată n-a putut să joace cu ceilalți copii, dar mai grav decât atât, acest copil nu putea fi primit niciodată în comunitatea sinagogală, în adunarea poporului, niciodată. Singura lui șansă, singurul lui mod de existență era să cerșească doar și numai pentru propria lui supraviețuire. Toți avem păreri despre cauzalitate, așa-i? Când am pățit unele lucruri pe care le-am pățit, unii au tras repede concluzia. Aha, știm noi, din cauza blogului, de acolo îi se trage. Când ni s-a născut fetița suspectă de la talasemie majoră, până la urmă am aflat că este talasemie minoră, am auzit și următoarea explicație. S-a născut așa pentru că nevasta n-are facultate. Dragii mei, există rațiuni pentru suferință. Ne le dă Scriptura. Când eu vă întreabă de ce, Dumnezeu îi spune de ce? Pentru că ești prea mic. Nu pot, și dacă ți-aș explica, și la întrebarea ta vin cu 60 ceva de întrebări ca să-ți explic că tocmai de aia, că noi suntem turma pășunii lui și lucrul pe care aș vrea să-l vedeți aici este, Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Dragii mei, știți care este accentul aici? Ca să se arate. Într-o lume în care s-a zidit zidul păcatului despre care spune Isaia, spargerea acestui zid în lumea noastră presupune întotdeauna și întotdeauna suferință. Revelația presupune suferință. Faptul că El s-a descoperit și s-a întrupat pentru noi și pentru noastră mântuire a presupus suferința unei fecioare, suferința Lui, a murit, s-a îngropat. Bucuria adevărată are un preț și bucuria adevărată stă în întâlnirea cu El, în faptul că El se descoperă. Dragii mei, uneori suferim numai pentru ca Dumnezeu să se arate. Și când își mai arată și toată slava sa, mă bucur să întâlnesc oameni mai în vârstă și deja încep să trec în categoria lor, nu numai prin albirea și rărirea părului, dar și prin bolile pe care le-am căpătat și vă mărturisesc că port cu mândrie bolile din ultimul timp, realmente, pentru că mă întreb cu cei mai în vârstă cum mai ești. Inima, ochii și spun și sunt. Dar știți, este atât de terapeutic. În urmă cu două săptămâni am ajuns din nou la urgențe și am avut o întâlnire frontală și protocolară cu moartea. Așa, știți cum își fac câinii printre gard. Cam așa am fost cu moartea pentru o oră. Și după ce am plecat de acolo, mi s-a spus din partea doctorului, va fi din ce în ce mai des, va fi din ce în ce mai lung, și din ultima fibrilație nu veți mai ieși. Extrem de terapeutic să trăiești cu gândul că oricând poate fi ultima zi. Când ești cu firul de vieții suspendat de mâna lui Dumnezeu și din ce în ce mai subțire și din ce în ce mai fragil, nu-ți mai faci planuri pentru lungă durată. Și înțelegi că suferința are un rost. Să se arate el, să-și arate slava. Și când spune că voi sunteți ai mei și când ne arată ca turma pășunii lui, asta înseamnă că el e păstorul și are dreptul să ne țină în brațe și ce mult ne place în iconografia noastră, în orbirea noastră evanghelică, Domnul Iisus cu mielușelul pe umăr, da? Că este marele păstor, vom discuta data viitoare despre marele păstor. Dragii mei, dar păstorul are deopotrivă și cosorul la gâtul nostru, tot pentru slava lui și tot pentru onoarea lui. Cum se vindecă cel care este orb pentru un singur scop? 25, 30 de ani, 40 de ani, nu știm cât va fi avut acesta, dar era adult deja. Și a trăit zilele cerșind în stradă pentru acea zi măreață unică și o zi în care să petrece o vindecare absolut aiuritoare. Cum alege
Domnul să-l vindece. După ce a zis aceste vorbe, foarte neobișnuit și foarte neconvențional și foarte incorrect din punct de vedere social și politic, Dumnezeu îl scuipă fix între ochi. Găsiți altă explicație? A scuipat pe pământ, a luat și a făcut tină cu scuipat și a încălcat vreo 4 reguli sabatice cu ocazia aceasta, odată că s-a aplecat, odată că a frământat, a lucrat, odată că a făcut vindecare, ce să mai spunem, Domnul Iisus are un talent extraordinar de a călca în toate străchinile posibile. Cum de stă de vorbă cu samariteanca, cum de stă de vorbă cu o femeie, cum de face aceste lucruri? Sunt două variante. Dacă este muritor și a făcut acest lucru și dacă este un păcătos, orice lichid care iese dintr-o ființă umană în concepția evreilor și este așezat pe altă ființă umană, îl spurcă pe celălalt. Deci, orbul, nu numai că îi batjocorit el sărmanul așa cum este, nu numai că este vai de capul lui și toată lumea îi plânge de milă, în situația aceasta se găsește acest taumaturg despre care s-a aflat că face un fel de vindecări, se duce, calcă legile sabatului și pune scuipatul lui, lichid din el, spurcându-l, contaminându-l. Dragii mei, unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facem întotdeauna ca un bun exercițiu exegetic este să ne întrebăm, s-ar fi putut și altfel? S-ar fi putut oare și altfel? Ar fi putut, spre exemplu, Domnul, să facă niște pase magnetice, așa să spună? Găsiți dumneavoastră formula, abracadabra sau cum? Sau deschide-te? Ar fi putut să facă așa? Cum arată în filmele lui Zeffirelli sau în filmele lui Gibson? Să facă așa niște pase magnetice și să-i creeze ochi, ar fi putut? Cu siguranță că ar fi putut. De ce atunci alege această modalitate? Ca să înțelegem aceste modalități de reacție ale Domnului Iisus, haideți să ne uităm puțin în capitolul 2. În capitolul 2 apare o criză, n-am trecut împreună prin acest capitol, apare o criză, este Domnul Iisus la o nuntă, se sfârșește vinul și vine mama Domnului Iisus, care se pare că era implicată în organizarea acelei nunți, și spune, fiul meu nu mai au vin. Întrebare, ar fi putut Domnul Iisus să spună să fie vin? Ar fi putut, da? Ce face? Domnul Iisus, așa cum are talentul de a crea situații neașteptate, surprinzătoare, când ești într-o asemenea criză și s-au terminat sarmalele la nuntă, nu vrei să știi decât în bucătărie. Nu vrei să fie zgomot, nu vrei să știe nimeni dacă s-a terminat supa discret, e o căldare de apă și completez, nimeni nu știe, nici măcar bucătărea sa șefă. Domnul Iisus ce face? Scandal! Deci avem nevoie de 10 vlăjgani care să se ducă și cu burdufuri de capră care conțineau probabil până la 7 litri să ia dintr-un loc și să se furișeze cât pot ei de discret. Ei, dragii mei, cât de discret se pot furișa 10 vlăjgani prin spatele cortului și să se ducă să umple aproximativ jumătate de tonă de apă, cât încăpeau în cele 6 vase de curățire. Cât de discret poți să fii? Prin nisip, prin apă, când se lipește tina de... Nu poți. Domnul Iisus intenționează să facă mișcare, intenționează să facă scandal, intenționează să fie... În Ortenia este o vorbă, martor la căratul apei. Când ești martor la căratul apei, de obicei se cară apa pentru mort. Când moare cineva, se îmbăiază mortul și atunci trebuie cărată apă de la fântână. Și trebuie să fiu un martor la căratul apei care se uită cum să cară apa ca să nu se facă vrăji cu apa. Și nu cumva să se fie sigur că toată apa se varsă înapoi și așa mai departe. Domnul Iisus stă martor la căratul apei. Se uită și, gata? Bun. După ce ați muncit destul și după ce v-ați chinuit, și acum luați și gustați. Fără să facă pase magnetice, fără să închidă ochii, fără să-și plimbe mâinile așa, și luați și gustați. Și au văzut că era din cel mai bun vin. Alt pasaj în arc, spre sfârșitul Evangheliei, care ne ajută să explicăm și acest lucru, este când Domnul Iisus se uită la ei frustrați, nu pescuiseră nimic toată noaptea, vin înapoi spre țărm și zice, copilaș, ați avut ceva de mâncare? Absolut nimic. Aruncați mreaja, aduc mrejile pline, se duc spre mal și acum acolo ce găsesc?
cum miroase peștele prăjit. Te nebunești. Ești tot ud, ești înfometat, ești după noapte petrecută pe apă, lasă ăia care să-ți bat acolo. Ai pregătit. Hai să stăm la masă și după aia. Nu. Luați, eviscerați, așa, în mirosul de pâine gata, de pește gata prăjit, luați, eviscerați, pregătiți și aduceți și din peștii voștri. Vedeți, Domnul Iisus îl unge pe acest orb și spune așa: acum, dragul meu, deci, te vei face bine. Dar ce vreau eu este tot așa bâșbâind, tot așa cum ai făcut pentru vreo 30 de ani, să te duci să bâșbâi și să cauți frustrat și te vor întreba unii: ce ai pățit, mă? Păi, cum să spunem, deci m-a scuipat, mi-a pus pe ochi și acum m-a trimis să mă spăl. Pentru ce? Că o să-mi crească ochii la loc. Vedeți, unul dintre lucrurile pentru care noi ratăm sensul Evangheliei este că ne lipsește imaginația. Drumul Siloamului, și este jocul de cuvinte aici, Domnul Iisus l-a trimis, pe trimis, l-a trimis. Acest tip de joc de cuvinte era foarte comun în teologia rabinică și mai avem încă cel puțin trei cazuri de astfel de joc de cuvinte în Evanghelie. L-a trimis și este un fel de joc de ping-pong, un fel de efect din acela de yo-yo, dacă v-ați jucat cu yo-yo. Îl trimite, du-te, că tot ceea ce vreau este să-ți văd credința. Și credința acelui orb este în încăpățânarea aceea de a păși printre draci și copii. N-aveau voie să-i pună piedică, pentru că era scris în lege. Dar de orice orb și de orice slăbănog se legau, râdeau, făceau țonțoroi în jurul lui și în mijlocul acelui zgomot te duci cu încredințarea că te vei spăla pe ochi și te vei face bine. Dragii mei, asta este credință. Este un fel de încăpățânare absolut idiotă. Deci trebuie să fii, în termenul lumii, prost grămadă. Să te scui pe cineva în ochi și tu să te duci printre deștepții lumii aceștia, printre toți luminații, printre toți văzătorii, printre toți cei care au capacitatea de analiză și să-ți analizeze sociologic, psihologic, toată apucătura asta absolut aiurea. Să te duci și să te speli. Lucrul care îmi place în toată povestea asta este că cine râde la urmă râde mai bine. Dragii mei, Domnul Iisus, când s-a întors orbul, a demonstrat că lichidul care iese din el este lichid de creator. Este întâlnirea dintre apă și pământ și este o aluzie, dacă vă uitați, în contextul întregii scripturi, este o aluzie la Geneza, când din apă au fost scoase pământurile și pământul și apa au fost elementele creației. Și la început spune apostolul în introducere, în prolog, și toate au fost create prin el și nimic din ce a fost creat n-a fost creat fără el. Dintr-o dată ai două opțiuni, ești prins între Ciogan și Nicovale, ești prins într-un joc de șah în care n-ai decât două opțiuni de ieșire. Omul acesta este păcătos și spurcat și atunci l-a contaminat pe ăsta, ori dacă scuipatul lui a vindecat. Că în Siloam s-or mai fi scăldat și alții și întrebarea noastră este: ce l-a vindecat? Scuipatul cu noroi, cu tină, al Domnului sau Siloam? Siloam sau scuipatul? Scuipatul sau Siloam? Observați jocul de ping-pong. L-a trimis și trimisul vine înapoi vindecat. Pentru că ceea ce a ieșit din Domnul, puterea care a ieșit din el, aceea l-a vindecat. Cine este omul acesta? Confruntarea dintre farisei și orb, care începe din versetul următor, din versetul pe care nu l-am citit, din versetul 13, ne duce în rezolvarea acestui capitol. Unde este omul acela care a încălcat sabatul? Nu contează că deschide ochii, nu contează că face să salte slăbănogul, nu contează că dă viață. Unde este omul acela? Noi știm. Vedeți, farisei aveau criteriile, ei știau, aveau propriile lor lumini. Deși apa din el este creatoare,
Deși tina și cu apa din el creează viața, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Știți cum, cu ce seamănă metodologia științifică a fariseilor? În ultimul timp, citind câteva teze de doctorat, am văzut că referenții atacă nu neapărat subiectele, ci ultima modă în tezele de doctorat, apropo, pentru doctorat, fiți cu foarte mare grijă, este la metodă. Avem atâtea informații încât este greu cineva să vă conteste informația. Nimeni nu mai poate să acumuleze atâta informație. Problema cea mai mare este metoda. La metodă te poate ataca oricine. Dacă metodologia nu e corectă, orice subiect ai trata, poți să ratezi. Ce fac farisei este ca în gluma aceea cu cercetătorii care au făcut următorul experiment. Se ia un purice, se pune pe masă, se taie primele două piciorușe ale pureciului, batem în masă, puricele sare, notăm în caiet, batem în masă, puricele sare, tăiem următoarea pereche de piciorușe ale pureciului, batem în masă, puricele nu mai sare așa de tare, dar totuși sare, notăm în caiet, tăiem toate perechele de piciorușe ale pureciului, batem în masă, puricele nu mai sare, notăm în caiet. După ce se taie toate picioarele purecelui, purecele nu mai aude. Dragii mei, concluzia fariseilor este înrudită cu această metodologie de analiză. Nu contează evidențele, nu contează cum prelucrăm toate informații, nu contează că avem toate datele care să ne ofere dovada. Este cel puțin Mesia, dacă nu este ceea ce pretinde El. Este cel puțin trimisul lui Dumnezeu, este cel puțin coegal cu Moise. Este cel puțin coegal cu Ioan Botezătorul. Este demn de respect în toată linia profeților. Nu contează. Omul acesta este păcătos pentru că nu ține sabatul. Mai bine ar fi scos un măgar din fântână. Mai bine ar fi legat piciorul unei capre în ziua sabatului, dar să nu vindece pe unul care este din poporul Israel. Care este ironia din acest pasaj, dacă citiți mai departe? Farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis: dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. El a răspuns: dacă este un păcătos, eu una știu, era morb și acum văd. Iarăși l-a întrebat: ce ți-a făcut, cum ți s-au deschis ochii? Acum v-am spus și n-ați ascultat, pentru ce voi să mai auziți încă o dată? Observați că orbul și el evită metodologia vindecării, cum a fost vindecat. Ei l-au ocărât și au zis: tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Versetul 30. Aceea este mirarea, le-a răspuns omul acela. Voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Aveți dovada, aveți evidența. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși și dacă cineva este temător de Dumnezeu și face voia lui, pe aceea ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi, și l-au dat afară. Ei, aici este grav pentru cerșetor. Dacă slăbănocul a fost acceptat în templu până la urmă, orbul, sărmanul, pierde tot. Deci pentru el vindecarea este curat ghinion. Pentru că este dat afară din sinagogă. Gândiți-vă, părinții lui de ce nu au vrut să mărturisească exact cum a fost situația? Notează evanghelistul: pentru că se temeau să nu fie dat afară din sinagogă. Știți ce însemna să fii dat afară din sinagogă? Ești cu totul exclus. Nu mai poți să-ți găsești servici, nu te mai angajează nimeni, nu mai ai posibilitatea de a face contracte cu nimeni. Ce însemna pentru un evreu să nu mai aibă niciun fel de partener de afaceri? Pentru că acolo, la sinagogă, se făceau toate aranjamentele. În momentul când erai dat afară din sinagogă, era echivalent cu uciderea, cu uciderea socială. L-au dat afară. Cu cine rămâne acest orb? Cu un taumaturg, un vindecător, pe care l-a văzut pentru câteva minute în viață, acesta pleacă mai departe și îl rămâne cu toate poverile lui. Fără pâinea de-a doua zi, fără posibilitatea de a mai cerși, pentru că acum nu mai poate cerși, vede. Fără posibilitatea de a munci, pentru că e dat afară din sinagogă. Rămâi cu o relație și cu toate celelalte relații secționate. Vă aduceți aminte ce a spus Domnul? Astea sunt urmările credinței. Voi veni și voi aduce sabia și conflictul între mamă și fiică, între tată și fiu, între rudenii
Te vor părăsi toți. Vei fi batjocorit. Vei fi râs în momentul când crezi și spui, știi, eu sunt un om cu școală. Chiar am făcut și masterat, acum sunt înscrisă și la doctorat. Acum, dar totuși cred, mi se rușine să spun acest lucru tuturor prietenilor. Dragii mei, nu aveți idee cât de mare este această peer pressure. Presiunea celor din jur este atât de mare și ne este încăpățânată în cap prin media și prin toate canalele de informare, încât, dacă vă uitați, ne presează în ce credem despre bani, ce credem despre finanțe, ce credem despre educația copiilor, ce credem despre sexualitate, ce credem despre ornarea caselor. Observați că ne ornăm casele la fel ca ceilalți, ne împopoțonăm la fel ca ceilalți, numai ca să nu fim excluși. În momentul când ai făcut lucrurile diferit, atunci vine blestemul public. Rămâi singur și în toate tipurile de stres. Îmi spunea un prieten psiholog, l-am întrebat, care este cel mai mare tip de stres? Ca să știu și eu, cardiac fiind să mă feresc. Zice, cel mai mare tip de stres nu este să moară cineva. Cel mai mare tip de stres nu este mutarea în altă parte, într-un nou mediu. Cel mai mare tip de stres pentru o ființă umană este să fie respins. Să nu aibă dragoste. Să fie ca samariteanca. Să fie ca slăbănogul. Să fie ca orbul. Și vine dintr-o dată în tot acest context Dumnezeu care spune, eu sunt dragostea. Vă dați seama de ce este atât de greu să crezi? Nu este greu să crezi pentru că nu avem argumente că Dumnezeu există sau nu există. Spuneam la începutul acestor sesiuni că un ateu și el este în felul lui credincios. El crede că Dumnezeu nu există, deși nu are foarte multe argumente sau cel puțin aproape tot atâtea câte am putea avea și noi. Ne ciocnim în argumente. Problema reală este una a inimii. Inima omului, nu creierul omului este miza. Inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Noi nu credem în Dumnezeu sau credem în Dumnezeu, noi credincioșii credem în Dumnezeu, nu pentru că avem destule argumente facile sau destule argumente am adunat în favoarea lui Dumnezeu. Nu pentru că am văzut destule YouTube-uri care ne-au convins că într-adevăr uriașii au existat și geneza este adevărată. Nu pentru că am văzut destule dovezi de astea de știință folcloristică, de aceea suntem bătuți în cap, cum spuneți dumneavoastră, și credem. Problema este una pur relațională. Problema acestui orb n-a fost una experiențială, empirică. Problema lui cea mai mare n-a fost respingerea socială. Problema pe care el și-a rezolvat a fost una relațională între eu și tu, între el și Dumnezeu. Știți care este lucru care mă îngrozește cel mai mult? Mă pun în situația fariseilor. Probabil dumneavoastră când citiți textul acesta spuneți, ne plasăm cu toții sau majoritatea dintre cei care suntem aici și mai ales cei care ne considerăm credincioși pocăiți, ne considerăm de partea orbului care l-a văzut pe Domnul și i s-a închinat. Știți care este pricina mea de insomnii? Situația fariseilor, care sunt orbiți de propria lumină. Dragii mei, faceți un exercițiu acasă. Sunt vreo 400 de ani între Maleahi 3 și Matei 23. Știți cam câți ani au evanghelicii baptiști, în mod special în România? Vreo 400 de ani. Citiți Maleahi 3, 16 la 18 și spune acolo Scriptura că s-au adunat câțiva și au vorbit unii cu alții și au vrut să fie sfinți și au vrut să pornească o mișcare în care să se vadă diferența dintre cel ce îi slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește, cel care are lumină din partea lui Dumnezeu și cel care nu are lumină, cel care l-a găsit pe Dumnezeu și este și împlinește legea lui Dumnezeu și păstrează sabatele cu sfințenie și cel care nu. Ăștia au fost farisei. Uitați-vă la Matei 23. Știți care este spaima mea? Fariseii sunt orbiți de propria lumină. Paradoxul este să fii legat de ceea ce te poate elibera, să fii doborât de ceea ce trebuie să te ridice, să fii întunecat de revelația însăși, să fii răzvrătit de fapt din prea multă ascultare, să păcătuiești din dorința de sfințenie și să devii dușman lui Fiul lui Dumnezeu, dorindu-ți nimic altceva decât prietenia lui Dumnezeu Tatăl. Să fii atât de slugarnic și atât de dornic de favorul lui Dumnezeu, al lui Iahve, încât să-L răstignești pe însuși Dumnezeu și să-L bați și să-L scuipi pe cel care s-a arătat lui Moise însuși și cel în fața căruia Ioan Botezătorul însuși s-a plecat și a spus că nu-i vrednic să dezlege cureaua încălțămintilor. Spaima mea de fiecare zi este să nu trăiesc cu o asemenea orbire,
religioasă, cu capul în Scripturi, dar orbit să nu-L văd pe Dumnezeu Scripturilor. Mergând la biserică, stâlpul și temeria adevărului, fără să-L cunosc pe Cel care a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Un verișor de-al meu spunea că dacă astăzi s-ar porni o prigoană între creștini, mulți sărmani ar muri nevinovați. Că sunt creștini nominali, dar nu sunt creștini adevărați următori ai Domnului Iisus. Dacă s-ar arăta Domnul Iisus între noi, probabil mulți dintre noi nu L-am recunoaște, pentru că în loc să trăim cu Dumnezeul Scripturilor, trăim cu Dumnezeul Iisus Hristos al lui Mel Gibson. Nu, parcă nu e așa cum l-a depictat Zeffirelli. Parcă nu este cel pe care l-am văzut în icoanele la care mă închin. Parcă nu este cel din icoanele mișcătoare pe care l-am venerat. Dumnezeul Scripturilor este mult mai neconvenabil, mult mai greu de pus în tipare, mult mai greu de încadrat în previziunile tale, mult mai greu de constrâns în tiparele tale teologice. De aceea suntem atât de împărțiți. Unii sunt calviniști, alții sunt arminieni, unii sunt de un fel, alții de altul. Avem 9 tipuri clasificabile de escatologii. Fiecare își dă cu părerea cum va fi la venirea Domnului. Și când va veni Fiul omului, va găsi El oare nu teologie pe pământ, va găsi El oare credință pe pământ? Domnul ne spune în Scriptura de astăzi că El a crezut, acest orb, a crezut nu că Iisus, ci a crezut în Iisus. Aici este marea mea teamă, aici este marea groază, aici îmi sunt obsesiile și insomniile. Nu mă tem că îmi voi pierde vreodată credința, ci mă tem că am prea multă credință din aceea ca a fariseilor. Mă țin prea mult ca orbul de bâtă, fără a lăsa bâta propriilor teologii, ca să întind mâna să-L cunosc pe El mai mult și mai adânc, personal. Suntem într-un cerc vicios în care nu ne mai putem stăpâni informația și în care sacrificăm cunoașterea pe altarul informației. Aș vrea să mă apropii de încheiere explicându-vă de ce cred că asta e seria temelor. Aș vrea să vă rezum pe scurt rugăciunea lui Anselm de Canterbury, 1033-1109. El ia un pasaj din Augustin și se roagă cam așa: o, Doamne, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu și încă nu Te-am văzut. M-ai creat și m-ai răscumpărat și mi-ai dăruit tot felul de bunuri și încă nu Te cunosc. Am fost creat ca să Te cunosc, ca să Te pot cunoaște, dar încă nu mi-am atins scopul creației mele. Mărturisesc, o, Doamne, și Îți mulțumesc că m-ai creat în propria Ta imagine și după propriul Tău chip, așa încât să fiu atent la Tine și să Te pot contempla și să Te pot iubi. Caut acum nu să înțeleg ca să cred, ci mai degrabă cred ca să înțeleg. Dragii mei, suntem într-un cer vicios. Când ești orb din naștere, oricât ai explica prietenului tău orb din naștere cum este verdele ierbii, cum este ramura copacului, cum arată albastru cerului, cum este galben și totuși nu-i galben, dar e roșiatic și totuși e roșiatic vinețiu soarele, cum este soarele la apus față de soarele de la răsărit, nu va putea. Imaginați-vă când orbul din naștere a deschis pentru prima dată ochii și ochii s-au ridicat ploapele și lumina proaspătă a atins retina lui proaspătă, ca de nou născut. Când a deschis și a văzut lumina aceea orbitoare, multitudinea de culori, când și-a privit pentru prima dată mâinile și a văzut nu numai cum este textura, ci și culoarea. Nu știu dacă ați avut vreodată curiozitatea de a vorbi cu un orb din naștere. Câtă frustrare este acolo! Orbii din naștere au o percepere senzorială atât de puternică, de neimaginat pentru noi. Dar este atâta frustrare acolo. Și să nu faceți niciodată impolitețea de a descrie peisaje când sunteți cu un orb din naștere. Am un prieten care nu este orb din naștere. Știți care a fost unul dintre primele lucruri pe care mi le-a spus? Vreau să știți că am orbit la 11 ani și știu cum arată soarele și știu cum arată iarba și știu cum... Spuneți-mi ce vedeți acum. Și a început să-l văd cum își reculegea din fișiere absolut toate culorile și le punea în ordine și reconstruia peisajul.
Dragii mei, așa este cu necredința. Când ești, noi suntem născuți toți încăpățânați. Și încăpățânarea lumii noastre este media care ne este așezată pe cap. Suntem hrăniți din canalele televizoarelor, suntem hrăniți din canalele computerelor și ne este imposibil să mai vedem culorile adevărate ale lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, și eu și tu, suntem cumva cu propriile orbiri. Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunându-vă de ce cred. Cum spunea C.S. Lewis, cred pentru că nu am niciun alt sistem de rezumare și de anunare a realității decât credința în Iisus Hristos. Nu am niciun filtru și niciun ochelar prin care să văd clar decât credința prin Iisus Hristos. C.S. Lewis spunea, nu cred în soare datorită faptului că văd soarele, ci din cauza faptului că fără soare n-aș putea să văd și să înțeleg nimic altceva. Soarele mă ajută să-mi înțeleg toate celelalte lucruri. Încercați dumneavoastră să proiectați cea mai bună lume dintre toate cele posibile. Și curând, făcând acest exercițiu filozofic, veți ajunge la concluzia că cea mai bună lume din toate lumile posibile este lumea în care trăim. Acum faceți un exercițiu și mai greu. Încercați să proiectați un Dumnezeu mai bun decât cel descris de Scripturi. Orice alt Dumnezeu alternativ față de cel al Scripturilor este un Dumnezeu mai josnic și mai rău decât Dumnezeul Scripturilor. Se pare că avem alternativa cea mai bună. Vă provoc din nou, la finalul acestor seri, să recitiți Evanghelia după Ioan cu întrebarea aceasta în minte. Cine este El și ce vrea El de la mine? Lumina lui Dumnezeu, lumina Scripturilor, poate să facă două lucruri asupra ta. La fel ca cel care se uită dintr-o dată la lumină și lumina îi arde retina. În momentul când a fost eclipsa, în 99 parcă a fost, da? Eclipsa de soare care s-a fost vizibilă în România. O tânără din Oradea a ales să se uite la soare fără lentilele acelea protectoare. Și a admirat eclipsa. Încet, încet și-a pierdut vederea pentru că soarele acela i-a ars retina. Tristă întâmplare. Mai trist decât atât este să fii orbit spiritual tocmai de religie, tocmai de soare, tocmai de Hristos. Să stai în proximitatea lui Hristos ca farisei, să stai cu lumina în față, cu Tora și cu toată Scriptura și cu toată legea și să nu pricepi absolut nimic. Dragii mei, fiecare dintre noi avem propriile noastre orbiri și eu am propria mea orbire. Și dacă aș ști care este, aș exorciza-o. Și rugăciunea mea tot mai deasă este de zi cu zi când citesc Scriptura, Doamne, izbăvește-mă de această cel mai mare cancer al creierului meu și cea mai cumplită boală care mă poate paște, orbirea spirituală, de a nu-ți vedea slava și de a nu-ți vedea arătarea slavei în lucrările tale, în viața mea. Dragii mei, merită orice preț. Merită preț de sănătate. Și merită preț de rușine, și merită preț de batjocură, merită drumul Siloamului să mergi printre toți deștepții lumii acestea și să fii batjocoriți, dar să-L cunoști pe Hristos. Merită martirajul și au înțeles-o Petru și au înțeles-o Pavel și au înțeles-o toți ceilalți martiri. Merită martirajul, dar să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui. Zilele acestea am primit pe internet un articol, este scris de un indian. Și aș vrea să vă dau o aplicație sau șapte motive, așa să aplicația sau tema pentru acasă este să căutați acest articol, l-am postat pe Facebook aseară. Dacă veți căuta pe pagina mea, îl veți găsi acolo. Este scris de un laic. Imaginea care însoțește articolul este imaginea lui Steve Jobs. Și titlul articolului este De ce n-ai să faci niciodată nimic cu viața ta minunată? Am luat cele șapte puncte de acolo și văd că dacă le citim în cheie creștină, spirituală, au foarte mult în comun cu orbirile noastre spirituale, cu ceea ce v-am spus în seara aceasta. Șapte motive pentru care este foarte posibil să nu faci nimic extraordinar, nimic minunat cu viața ta.
Articolul este dintre acestea motivaționale, positive thinking și alte lucruri de genul ăsta, nu mă interesează zona aceea, dar, așa cum spuneam, dacă înțelepciunea poate veni și dinspre Platon, probabil uneori înțelepciunea vine și din această zonă. Iată cele 7 motive rezumate de acest autor. Primul motiv, nu a experimentat destule căderi. În traducerea mea liberă, nu te-ai frânt încă. 2. Îți pasă prea mult de ce spun ceilalți. Dragii mei, gândiți-vă de câte ori ne-am gândit înainte de a face ceva. Ce o să spună cu tare și cu tare? Înainte de a lua decizii fundamentale, radicale pentru viața ta, te-ai gândit ce o să spună prietena, prietenii, colegii de facultate, vecinii. 3. Crezi că ești mult mai deștept și luminat decât ești de fapt. Cazul fariseilor. 4. Nu citești ceea ce trebuie. 5. Îți lipsește curiozitatea autentică. 6. Nu ai destule întrebări bune. Și 7. Cea mai tristă. Nu dorești să te confrunți cu adevărul. În traducerea mea, nu cred că ești cu adevărat în căutarea adevărului cu toată sinceritatea. Aș vrea să vă las cu aceste 7 puncte și să meditați la următoarea întrebare. Sunt cu adevărat în căutarea adevărului? Sunt cu adevărat în căutarea luminii? Este cineva care și-a spus, eu sunt lumina lumii, eu sunt adevărul. Adevărul nu este un ce, adevărul este cineva. Întâlnirea cu adevărul înseamnă întâlnirea cu o persoană. Trăim într-o lume a parcursurilor mediatice, trăim într-o lume a intoxicațiilor cu imagini și propunerea mea nu este să căutăm credința prin argumente neapărat și prin constructe științifice, prin demonstrații, deși cred că este posibil și dau o șansă și apologeților în această direcție. V-aș propune însă o întâlnire personală cu cineva pe care nu o să-l vedeți decât după ce treceți din acest trup, cu cineva care este nevăzut, cu cineva care este aparent absent, cu cineva care vă va aduce numai ghinioane, cu cineva care vă va aduce numai încercări, cu cineva care vă va lăsa exact ca și pe orb, fără posibilitate de a mai cerși, ajungi să urăști ziua când te-ai vindecat. Fără posibilitate de a mai cerși, fără pensie, fără prieteni, fără sprijin, fără nepoți care te iubesc,